Liviu Dragnea amenințat de Vasile Dâncu. Fostul lider PSD susține că i s-a sugerat să-l propună pe Dâncu pentru șefia Serviciului de Informații Externe. Când acesta a decis să-l susțină însă pe Gabriel Vlase, Dragnea ar fi fost amenințat că nu mai prinde Crăciunul. Am avut prima emisiune la... După ce am ieșit la un alt post de televiziune, am și primit amenințări și de la Vasile Dâncu și Colnea că nu o să apuc Crăciunul. Adică au păstrat aceleași metode. Cât de proști pot să fie să creadă că mie îmi este teamă? Dacă mi-ar fi fost teamă, n-ajungeam la închisoare. Dragnea spune că Iohannis ar fi dorit ca Vasile Dincu să fie numit șef al SIE. A venit la mine o cunoștință comună să mă întrebe dacă n-aș fi de acord să-l propun pe Vasile Dincu șef la SIE. Sau nu, să-l accept pe Vasile Dâncu, șef la SIE, adică să fie propus de Iohannis. Eu am spus că sunt nicio formă, nu pot face lucrul ăsta. Dezvăluirile vin după ce singura propunere pe care Partidul Social Democrat a susținut-o pentru șefia SIE a fost Gabriel Vasile. Singura propunere pe care PSD-ul o va susține și sper și ALDE, va fi Gabriel Vlase. La câteva zile m-a sunat Gabriel Vlase, sau nu, cred că a doua zi sau a treia zi, și mi-a zis că a fost sunat de la Cotroceni să meargă să se vadă cu Iohannis. Și m-a întrebat ce să facă, să meargă? Zic, normal, mergi pentru că eu, asta am transmis că e singurul pe care îl vom susține. A spus că intenționează să-l propună Parlamentului pentru această funcție. După vot, când va fi votat și desemnat director la SIE, nu o să mai aibă nicio comunicare cu mine, ceea ce s-a și întâmplat. N-am mai dat niciun telefon sau vreun mesaj până ziua de azi.